Atleții sălăjeni s-au întors acasă cu rezultate modeste de la campionatele naționale de sală rezervate categoriei de vârstă junior 2. Din cei 5 sportivi sălăjeni participanți la etapa finală a naționalelor de sală, 3 de la CSS Zalău și 2 de la Liceul Sportiv din Zalău, niciunul nu a reușit să se claseze în apropierea podiumului. Cele mai bune clasări au fost 2 locuri 17 prin Florin Matei la greutate și Raul Ionuț Berbenț la 3000 de metri. Ediția din acest an a campionatelor naționale de atletism pe teren acoperit rezervate juniorilor 2 au adunat la startul celor 26 de probe, 13 la feminin și tot atâtea la masculin, 490 de atleți de la 101 cluburi și asociații sportive din întreaga țară, 210 fete și 280 de băieți, printre care s-au aflat și 5 sălăjeni, s-au întrecut sâmbătă și duminică în sala de atletism din incinta Complexului Sportiv Național Lia Manoliu din capitală. În prima reuniune atletică a campionatului național, singurul reprezentant al județului Sălaj care a intrat în concurs a fost Florin Fucco de la Clubul Sportiv Școlar din Zalău. Antrenat de profesorul Nelian Ianchiș, atletul născut în Șimleu Silvaniei a luat startul în cursa de 400 de metri. Repartizat în cea de-a cincea serie valorică, Florin Fucco a reușit să-și câștige seria cu timpul de 54 de secunde și 49 de sutim de secundă, performanță cu care s-a clasat doar pe locul 20 în clasamentul general al probei care a fost câștigată de Mihai Cristian Păslaru de la CSS CSM Ploiești cu timpul de 48 de secunde și 65 de sutimi, nou record național. În cea de-a doua reuniune a naționalelor, Florin Fucco a luat startul în seria a doua a probei de 800 de metri, dar nu a terminat competiția și a abandonat cursa când mai avea de parcurs 270 de metri. Tot la 800 de metri, dar în seria a noua a alergat și Rareș Cristian Nisipianu de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău. Antrenat de profesorul Lucian Bârlogeanu, alergătorul zălăuan a trecut primul linia de sosire cu timpul de 2 minute, 7 secunde și 52 de sutimi, performanță cu care s-a clasat pe locul 25 în ierarhia finală a probei. Următorii sportivi intrați în concurs, Florin Matei și Gabriel Săuca, ambii de la CSS Zalău, au concurat în proba de aruncare a greutății. Cea mai bună performanță obținută la greutate a aparținut sportivului Florin Matei din Jibou. Cu o aruncare ce a măsurat 11,29 de metri, sportivul pregătit de Virgil Sabou și descoperit de profesorul Radu Nicolae Rusu s-a clasat pe poziția a 17-a, în timp ce Gabriel Săuca, sportiv antrenat de profesorul Nelian Ianchiș, s-a clasat pe locul 20 cu o încercare care a măsurat 9,73 de metri. Ultimul sportiv sălăjan intrat în focurile competiției, Raul Ionuț Berbenț de la Liceul Sportiv Avram Iancu Zalău, a încheiat proba de 3000 de metri pe locul 4 în serie și 17 în clasamentul general al probei cu timpul de 9 minute, 51 de secunde și 84 de sutimi. Următoarea competiție a atleților sălăjeni va avea loc la finalul acestei săptămâni la Cluj-Napoca.